Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Am revenit la Muzeul de Artă Cluj-Napoca pentru o întâlnire specială. Vorbim astăzi cu domnul Radu Maier. Bună seara! Bună seara! Pictor, grafician, ilustrator, desenator, reprezentant de seamă al generației explozive din România anilor 60. Artistul pune la baza universului său artistic leitmotive onirice și pendulează între universuri arhetipale conturbate tot timpul de motive onirice, ceea ce creează o serie de metafore narrative. A venit la Cluj cu o expoziție retrospectivă. Bine ați revenit la Cluj. Vreau să vă întreb cum este revenirea și unde este acasă pentru dumneavoastră. Acasă este frumos spus, acasă nu e nici unde și peste tot. Mi se pare că Clujul este oricum un loc unde mă simt acasă, dar asta nu înseamnă că este exclusiv Clujul cu această noțiune prevăzut. Avem tendința de a ne căuta așa zisele locuri unde ne simțim acasă cu multă grijă și le găsim greu. Aici a început formarea dumneavoastră ca artist. Ce amintiri aveți de la Institutul de Artă Ion Andreescu pe vremea aceea? Da, Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu este nu numai o punte de, să zicem, de săritură pentru mine, ci a fost și un centru de educație. Am primit foarte importante și cu bătaie lungă sfaturi care mi-au rămas și care le-am conservat în măsura posibilităților, pentru că undeva aceste sfaturi s-au dovedit și în alte, și pe alte meleagă și în alte împrejurări foarte utile. Este un institut care a avut totdeauna foarte bune cadre, nu pentru că am devenit și eu cadru didactic cândva, dar cei care m-au format pe mine au fost oameni de vârf, printre care Aurel Ciupe, Petre Abrudan, Mochi, Harșa. Ăștia sunt nume care au rămas în istoria Clujului. Dar nu numai în istoria Clujului, ci și în inima și amintirea mea. Știu că ați plecat din România în urma unui incident cu sistemul de pe vremea aceea. O pictură de-a dumneavoastră la Cinema Republica, actualul Florin Piersic, a fost acoperită peste noapte cu var pentru, citez, fiind de inspirație burgheză cu multiple elemente decadente, profund dușmănoase clasei muncitoare. Și ați părăsit țara în semn de protest. Care este povestea acelei picturi și ce s-a întâmplat de fapt? Păi, cam ceea ce ați relatat dumneavoastră în diverse expresii și titluri este cam așa, pe scurt, însă ceea ce e dureros este faptul că am lucrat 6 luni de zile și nu am lucrat singur, ci cu un prieten foarte bun, Eugen Calmăc, care m-a ajutat enorm, nu numai la desăvârșirea acestei fresce, ci și la amestecul culorilor. Era un ucenic perfect. Undeva durerea care m-a cuprins atunci când am văzut că cu o zi înainte de inaugurare fresca s-a acoperit, această durere s-a transformat în revoltă. Într-o revoltă perfect explicabilă și după părerea cam a tuturor, din punctul de vedere al strict artistic și al realizării, cu totul nemotivată. Îmi făcusem înainte câteva relații în Italia, am absolvit acolo o școală în Italia, o școală în mai multe etape și astfel mi-a fost relativ ușor să mă rup de tradițiile care le făcusem aici, să mă rup de ceea ce mă lega de Cluj și să îmi construiesc o altă viață în vest, respectiv lângă München. Dar care erau taburile impuse de realismul socialist de pe acea vreme? Se terminase perioada aceea de deschidere? Ce anume a deranjat la pictura dumneavoastră de la Cinematograful Republica?
E o întrebare pe care eu nu mi-o pot, nu pot să-i dau un răspuns logic, pentru că, într-adevăr, aceste simboluri care mi-au fost imputate sunt niște simboluri inventate scriptic. Adică ele, dacă le privești, nu sunt ca atare interpretabile sau nu au fost ca atare interpretabile. Deci, undeva, eu cred mai degrabă că a fost o acțiune pusă la cale împotriva mea și nu a frescei. Asta este concluzia a mai multor persoane care au fost ulterior întrebate. Care au fost întâlnirile care v-au marcat cariera de artist, atât în România cât și după ce în străinătate? În România și în calitatea mea de asistent universitar am avut, bineînțeles, un contact nemijlocit cu maestrul Aurel Ciupe, a cărui asistent am fost, care era un om, din punct de vedere artistic, cu un loc bine stabilit în ierarhia Clujului, însă ca didact, respectiv ca profesor, avea o valoare nemaipomenită. El reușea să redea, să infiltreze elevii cu o flacără, care nu toți profesorii o posedau. La fel de important a fost pentru mine și schimbul de experiențe între asistenți pe care l-am făcut cu Corneliu Baba. Asistentul lui Baba a venit la Cluj fiind asistentul lui Ciupe, iar eu am fost pentru câteva luni, pentru același timp, asistentul lui Baba. În această calitate am avut și convorbiri cu Ciucurencu și cu alți colegi care erau într-adevăr și care astăzi au ajuns undeva destul de departe, însă impactul cu Baba a fost hotărător pentru mine. Și nu numai pentru mine. Aici Baba este o personalitate sau devine și după decesul lui o personalitate care crește în valoare și această valoare este nu numai strict artistică, ci este la bursa din Sotheby și Christie's, undeva urcă, lent, dar urcă. Pentru mine a fost foarte important să am aceste legături și să recoltez din ele ce se putea recolta atunci prin discuții. Baba era foarte prudent în ceea ce își permitea să exprime, așa că poziții politice sau poziții sociale n-am reușit să storc din el. Cum ați ajuns la concepția artistică și cum a evoluat aceasta de-a lungul carierei dumneavoastră? Asta este o întrebare care aproape aș spune o încuietoare, pentru că are vaste ramificații și incredibile tangențe. Eu, odată ajuns în vest, am fost supus unei artilerii foarte ciudate, pentru că plecasem dintr-o țară care era dunkelrot, adică rot roșu închis, și am dat de niște relații acolo în Germania, care de asemenea erau de stânga. Undeva mi-am pus întrebarea, stai domnule, pe vremea aceea, să ne înțelegem, astăzi domnesc alte climate. Însă pe vremea aceea era o mișcare de stânga și undeva mi-am pus întrebările, stai domnule, din lac în puț am aterizat, unde sunt eu aici? Am avut ani de-a rândul probleme cu adaptabilitatea la acel climat, însă am avut și ajutoare, am avut și oameni care m-au înțeles și am avut și persoane care m-au susținut și care m-au promovat. Însă printre aceste elemente de care le-am enumerat, nu se numără presa germană, care pe atunci pentru că eram neutru. Să fii neutru, să ai o atitudine neutră, să nu iei poziție pentru ceva. Era de neiertat. Exact, exact. Era deja condamnabil. Astăzi este altcumva. Astăzi știm că presa este foarte pestriță, foarte multispațială și multi, direcțională.
Dar sub semnatul am avut, cum am mai repetat, și susținători și mi-am căutat sursele de inspirație în alte domenii. Am reactivat ceva foarte important pentru mine și anume pasiunea pentru ruine și pentru șantiere arheologice, pentru trecut. Pentru trecutul îndepărtat, pentru trecutul care era comun și României și Daciei. În acest sens ați vizitat multe țări. Cam toate țările mediterane, începând cu Italia, Grecia, Spania, unde era cultura vecină de cultura dacică, vecină de cultura romană, bineînțeles. Romanii au ocupat toată Mediterana. Și asta m-a format de asemenea. Nemai vorbind de faptul că anual făceam incursiuni la acea academie unde făcusem cursuri de prezentare și unde făcusem și perfecționarea la Academia Pietro Vanucci din Perugia, unde m-am reîntors de mai multe ori și a contribuit foarte mult la formarea mea ulterioară, la formarea și la consolidarea personalității mele în Germania. Și vestigiile cum și-au găsit locul în lucrările dumneavoastră? Cum au fost transfigurate? Foarte bună întrebare, foarte interesantă întrebare, pentru că, într-adevăr, și asta este un punct important, în ce măsură un vestigiu roman, și mai cu seamă era vorba de vestigii romane și egiptene, am mai ajuns și în Egipt, în ce măsură un vestigiu este transmițător sau are o încărcătură care poate să fie interpretabilă și în ziua de astăzi. Asta ar trebui văzut sau ar trebui la fața locului undeva demonstrat prin în ce măsură o coloană sau dimensiunea unei coloane, lumina care cade pe o coloană sau accentul pe care se pune pe o colonadă întreagă poate să aibă un mesaj cu o încărcătură politică, aș îndrăzi să o spun. Deci undeva este totul interpretabil în ceea ce am făcut eu pe vremea aceea și interpretabil într-un sens fericit, zic eu, din ziua de azi. Ar putea fi studiul Egiptului antic o explicație pentru monumentalitatea care se simte adesea în picturile dumneavoastră? Mă bucur că vedeți monumentalitate în lucrările mele și eu îmi închipui că această monumentalitate este extrasă din, mai ales din ceea ce am văzut în Egipt, unde monumentalitatea se transformă în monstruozitate aproape, dar o monstruozitate controlată. Ceea ce vedem noi astăzi în Egipt este un etalon de comparație cu tot ce s-a făcut după aceea sau și înainte de aceea, să ne amintim de aseci sau de cultura mexicană. Într-adevăr, este o unitate de măsură. Așa cum spuneți, este o unitate de măsură care ne folosește și ne ajută. Ce ne puteți spune despre tehnicile pe care le folosiți în realizarea lucrărilor dumneavoastră? Tehnicile sunt multiple și sunt cauză și punct de critică pentru unii adepți, adică pentru unii jurnaliști care consideră că eu mă las condus, alții spun că mă las sedus de anumite efecte pe care le pot obține cu transpunerea anumitor motive, voi le spuneți listarea lor, adică transpunerea pe printer, ceea ce este puțin cam generalizat și nu tocmai exact, pentru că eu prefac ceea ce transpun de pe printer pe pânză. Și este, nu e o teroare, o teroare mecanică, ci din punctul meu de vedere este un punct de plecare creator. De aici încolo începe adevărata creație. E, pe lângă asta, airbrush-ul a avut o influență colosală, nu numai asupra mea, asupra unei întregi generații și nu numai de pictori, ci și de ilustratori. Airbrush-ul trebuie folosit cu indulgență, dar cu anumite scrupule.
Iarbrașul este ceva care farmecă pe executor și îl induce sau îl canalizează pe căi periculoase, câteodată periculoase. De ce periculoase? De senzația de perfecțiune uneori, dar parcă se simte și puțin artificialitate. Cum simțiți asta? Exact așa cum ați spus-o. Artificialitatea devine din acest element perfect, din aceste treceri foarte fine dintr-o zonă într-alta, dintr-o nuanță într-alta, dintr-o culoare într-alta și aș spune și dintr-un element compozițional în altul. Sunt interpătrunderi care se fac mult mai ușor decât cu pensula. Asta trebuie să o recunosc. Dar și asta este o artă și a devenit o artă. Da. Această pendulare între universul și motivele onirice, despre ce concepții asupra lumii dau seama? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile și cum se transpun în lucrările pe care le realizați? Acum, o bună parte din interpretare este, bineînțeles, lăsată spectatorului. Adică eu consider că este cazul să dau numai jaloane de conduită în lucrările mele fără a fi prea explicit. Adică a fi prea explicit este un pericol și devii, în momentul în care ești prea explicit, devii documentar. Ceea ce eu evit. Și deși uneori am căzut în această capcană, dar am reușit să mă refac sau să mă extrag din această eprubetă. Însă, întrebarea noastră este foarte importantă pentru că eu trebuie să, fără a face o legendă, asta este Kreuz și cruce, adică cerc și cruce este biserică, de exemplu. Asta este, sau drumul paralele, simple este stradă și drumul paralele duble este autostradă. Nu? Deci undeva eu trebuie să transform jaloanele acestor, să le zic, indicații strict geografice în performanțe sau în elemente care să fie pe înțelesul tuturor, bineînțeles, să nu fie interpretabile altcumva, dar să fie undeva conținutul sau să fie vehiculul unor mistere în același timp. Cum relaționați cu muzele, apropo de misteră? Cum le invocați? Cum vin? Când le așteptați? E bună întrebare. Bună întrebare și vă spun din capul locului, nu la o pahar de țuică, pentru că alcoolul potențează până la un punct, dar nu de la un punct încolo. Ceea ce mă impresionează sau ceea ce pune acțiunea, imaginația în mișcare, este și o schimbare de peisaj, o schimbare de tonalitate, o schimbare de climă și chiar contactul vizual cu persoane care mă inspiră, contactul vizual pe care îl am cu o persoană care undeva are cam aceleași linii de conduită ca și ale mele sau avem aceleași definiții în legătură cu anumite izolări filozofice ale unor cuvinte. Aici este ceva mai abscons ce am spus, dar cred că m-ați înțeles despre ce este vorba. Sper. Da. Eu am o colecție de spectatori care știu să lucreze cu uneltele mele, cu undeva sunt la curent cu dicționarul meu de elemente sau dicționarul meu de, să le zic, pensulații sau dicționarul meu de trăsături și de schimbări bruște de ton și tonalități. Asta este aproape muzical ce spun, dar se poate traduce foarte bine și în lucrările mele. Și cum vă spun, cunoscătorii se bucură când au un teren unde se pot și ei desfășura în a interpreta ce am făcut eu. Au un orizont de așteptare format deja. Exact, așa e. Așa e, da. Vreau să vă întreb, știu că ați expus prin toată lumea, aveți un succes. Cum gestionați celebritatea? E greu, e ușor?
Aici este o întrebare bună și mă bucur că mi-ați spus-o. Sub Senatul, împreună cu soția mea, avem o galerie. Posedăm o galerie lângă München și în această galerie am libertatea să mă desfășor cum vreau. Adică pot să expun cam tot ce vreau, fără a fi controlat de sus de un juriu sau de un juriu format din X, Y și încă două X-uri, care undeva stau într-o poziție de expectativă în ceea ce mă privește și sunt omul propriu, adică pot să mă judec propriu și să mă jurizez propriu. Avem și consilierii noștri, bineînțeles, și sponsorii noștri, care de asemenea au un cuvânt de spus, dar nu hotărător, ca norocul. Deci noi decidem cam ce să expunem. Am discuții foarte, foarte constructive cu spectatori care își iau timpul să la un dialog cu mine, adică care nu vin la vernisaj și aici stai, domnule, că se vine ora închidere și ne întâlnim mâine. Ei șed la mine la o cafea, la o șuietă și la un păhărel, de ce nu? Ei, și aici se cristalizează anumite lucruri foarte importante pentru mine și sunt undeva la pulsul străzii, nu a cunoscătorilor și a celor inițiați. Sunt la pulsul omului de rând. Și sunt niște găselnițe nemaipomenite. Adică omul se simte eliberat să parleze cu mine și să discute cam absolut tot ce îi vine în minte, fără restricții și fără să fie undeva, să-i fie teamă că spun o tâmpenie. Dar din tâmpenii reiese ceva atât de exact și atât de bun și folositor și util pentru subsemnatul. Deci ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, cam de unde îmi extrag câteva seve? La Cluj ce ați adus? Știu că sunt lucrat din ultimii 16 ani. Cum ați făcut selecția pentru expoziția retrospectivă? Da, folosind termenul de retrospectivă, m-am hotărât să arunc o privire, bineînțeles, mai mult sau mai puțin retrospectivă, însă sunt atâtea lucrări care reprezintă direcții deosebite. Dacă există curente care s-au inventat pe baza unei lucrări ale mele, și anume turboimpresionism, asta sună mai degrabă a Rayleigh decât a activitate strict artistică. Dar într-adevăr, există și suprarealism didactic, le-au spus unii. Acum, ce-o fi vrând să spună prin didactic, asta nu știu, dar am și această etichetă. Unii consideră că m-am ocupat prea mult cu Laguna Veneției și pentru că Laguna Veneției este o problemă, cât fie ea, cât de, să zic, patrimoniu al omenirii, dar este o problemă și este o problemă care merită să fie eternizată pas cu pas în agonia ei. Și asta, de asemenea, este un ciclu în care am 4-5 lucrări și lucrări, cred, reprezentative. Pe urmă este și pădurea. Pădurea care i-am spus foresta alterata. A fost un italian aici care mi-a spus ce significa alterata? E foresta atacata. Găsește că e mai bine dacă e mai atacata. Bun, asta este numai ca paranteză, să știți. Dar am și portrete. Și seria de portrete este serie de portrete interpretate și unii spun interpretabile. Și până și autoportretul este interpretabil. Dar am și un profet, nu vreau să acum să intru în amănunte, am și un dictator. În acest dictator există semne clare ce fel de dictator trebuie să fie. Este cu secerea și ciocanul ca aureolă, dacă vă uitați la el. Semnele de circulație sunt toate pe roșu și în permanență pe roșu și mai are și alte elemente strict comuniste. Să nu trecem sub tăcerea acest lucru. Pe urmă, este și
Unii l-au interpretat ca Dumnezeu, în forma pe care o înțeleg eu să o redau. Titlul lucrării este Judecătorul singuratec. Se poate interpreta oricum și eu prezint o larghețe de interpretare, ceva mai mare decât la Tubib, care este vraciul și care n-are gură, dar vorbele ies din nas, după cum îl vedeți. Cam asta ar fi ceea ce sunt portrete interpretabile. Pe lângă asta, și asta mi-am luat ca sarcină, să îl reactualizez pe Lucian Blaga. Lucian Blaga, care a avut asupra mea, când eram student, o mare influență prin discuțiile pe care le-am purtat cu el, tocmai traducea Nathan Înțeleptul și pe lângă asta mi-a pozat în calitatea lui de demiurg, ceea ce era într-adevăr pe vremea aceea. Eu l-am interpretat cu un surplus de intelectualitate, cu un surplus de circulație frontală, cu un surplus de circulație creierească, să spun așa, sau de creier. Cam asta ar fi despre portrete. Și, în sfârșit, restul lucrărilor din această expoziție sunt la libera, să zic, plăcere sau alegere, libera actualizare sau actualitate pe care o prezintă față de spectatorii de diferite clase, diferite mărimi, de diferite grade de gust și intelectualitate. De pricepere. De pricepere. Vreau să vă întreb, știu că după 90 ați reluat legătura cu România și la galeria dumneavoastră expuneți și artiști de aici. Cum se întâmplă aceste schimburi culturale? În primul rând, aceste schimburi culturale sunt o intenție care, adică este un program. Avem un program pe care îl dorim să îl ținem cald din anual de două ori cel puțin. Noi vrem să promovăm tineri artiști și schimbul între tineri artiști din diverse, să le zic, diverse școli, din diverse orientări stilistice, dar și de diverse națiuni. Când spunem schimburi între Transilvania și Bavaria, atunci nu înseamnă că din Bavaria nu vom expune numai strict bavarezii, ci vom expune și alte naționalități care se confundă și se integrează în Bavaria, vor fi puține însă. Mult mai interesant pentru noi este ce primim din Transilvania și aici nu sunt numai românii, ci sunt și sașii, șvabii și ungurii. Am expus, din păcate, numai un post-mortem, un mare pictor ungur, tot Laszlo, foarte, foarte mare, foarte mare, care, din păcate, a decedat înainte de a-și spune ultimul cuvânt. Eu sunt considerat ca o verigă de legătură între Transilvania și Bavaria și trebuie să spun că avem și intervenții salutare din partea guvernului bavarez, ceea ce jos cu pălăria din toate punctele de vedere. Da, cam asta este rolul pe care ni-l asumăm în plus față de cel a expune pe delicvent, dar și pe alți oameni, alți artiști din imediat apropiere din Bavaria. Dar avem legături și cu Anglia și cu Italia. Sunteți un om fericit? Cum e viața de artist în frumoasa lume de astăzi? Acum, în măsura în care barometrul complicității sau complicațiilor care survin sub această, între ghilimele spus, fericire, și în măsura în care aceste fericiri nu depășesc sau nu se evacuează pe o altă, pe un alt făgaș, sunt un om cel puțin mulțumit. Fericirea vine cu timpul și atunci când nu o recunoaștem ca atare.
Îmi permit să spun că fericirea mea personală se conturează și în societatea imediată în care trăiesc și în parteneriatea care mi-o oferă soția. Asta este un jalon de conduită pentru mine. Cum v-ați descrie? Care este una dintre însăturile dumneavoastră principale ca om și ca artist? Nerăbdarea este una din acestea și este, nerăbdarea este un pericol pentru că unele lucrări pe care le consider gata, le consider neterminate. Dar atunci aici este o contradicție. În ce măsură este o lucrare gata, dar totuși neterminată? Și atunci intervine ceea ce mi-a spus maestrul Baba. Nu considera niciodată o lucrare ca terminată. De ce? Pentru că o lucrare nu poate fi terminată niciodată. Oricând în această viață vei putea adăuga o virgulă sau un surplus sau o pată sau o pensulație. Deci asta este, după părerea mea, un pericol care mă paște oricând, de a lucra în continuare la ceva nefiind conștient de gradul de finalitate la care am adus lucrarea. Dacă nu ați fi pictor, ce ați fi dorit să fiți în viața asta? Jucător de polo, pe apă. Am și jucat la Știința și am fost relativ bun. Eram un portar cu deosebite reflexe. Not și acum, încerc să not, dar undeva sportul mă pasionează. Și mă uit și la fotbal, ne uităm și la fotbal. Chiar în aceste zile? Ce detestați cel mai mult? Fățărnicia mi se pare foarte periculoasă și undeva o fățărnicie bine jucată este cu atât mai periculoasă cu cât este mai convingătoare. Și din păcate nu am arme necesare pentru a mă scuti deseori de acest fel de atacuri. Ce alt dar natural ați fi vrut să primiți dacă nu l-ați fi avut pe acesta al pictorii? Aș fi vrut să fiu critic de artă, dar să fiu un critic care se ridică deasupra realităților. Adică un critic care nu se lasă influențat de, să zicem, condiții locale. Ceea ce mă deranjează, asta trebuie să o spun. Îmi pare rău, dar o spun cu oarecare rezervă. În general, critica de azi se rezumă, din păcate, la scoaterea în evidență a criticului și nu a subiectului de criticat. Astăzi trăim o punere în scenă a criticilor care devin star, iar subiectul, autorul, care trebuie într-adevăr analizat, este așa zisa canava pe care își țese el demonstrația. Asta mă deranjează. Criticul a trebuit să fie dependent de subiect, nu să îl folosească ca atare. Să fie asta, artistul subiectul, nu criticul. Așa este. Perfect adevărat. Da. Eu vă mulțumesc pentru acest dialog. Doamne ajută și numai bine! Stimați spectatori, aceasta a fost ediția Transilvaniei Culturale de astăzi. Vă aștept la edițiile următoare. La revedere!